oameni care se uită pe internet. Ești atât de disperat încât tem de filmări și acum în secolul 21? Nu e vorba de mă tem. Eu pentru ei, pe ei protejez, nu pe mine, că de mine nu. Ok, și închidem internetul că ei suntem de... Ei nu suntem acolo să stea în Harkov să lupte pentru drepturile lor. Și crezi că suntem aici la București de filmat? Nu vorbești, am impresia că ești cu Rusia. Dar cum mă întreb, neta, mi se pare că ești rămas pe timpul lui Ceaușescu. Nu, eu am impresia că ești cu Rusia. Și dacă ești cu Rusia, te rog frumos, închide camera. Lasă-mă, te rog. Nu mă filmezi pe mine. Te filmez că ai ieșit la protest. E un drept fundamental. Dumneata a ieșit la protest. Tu ești cu Rusia? Eu am ieșit la protest. Am anunțat pe internet. La Rusia acasă, hai. Du-te la Rusia, la Moscova. Eu stau unde vreau. Te duci la Moscova, nu filmezi unde... Nu mă trimiți unde vrei, dumneata, sunt om liber, nu ai nicio autorizație, libertate de exprimare. Cheamă jandarmi, cheamă poliția dacă ești atât de... Am înțeles, ești cu poliția și cu jandarmii. Mă, tu ești cu rușii. Bine, sunt cu rușii, da, sunt născut în Rusia acolo. Unde Rusia? Noi Uniunea Sovietică. Am venit aici la mine acasă. Unde am venit la mine acasă, în România. Ești român? Da. Da? Da. Dar de ce ești cu rușii tu așa de... E treaba mea cu cine sunt. Mai bine să fiu cu Simion ăștia, cu naționaliștii. Te mă vezi pe mine cu ei? Te văd cu ei, da. Cum adică te comporți ca ei? Te comporți ca ei. Tu ești venit, nu te știu. Îi filmez și dai la KGB, nu vreau. De 7 ani vin la protestele dumneitale. De 7 ani vii dumneata la protestele noastre, la acțiuni verzi. Și nu mă cunoști, ce să-ți fac? Ai ajuns senil, probabil. Poftim? Da. Poftim? Da, ai ajuns. Ia, hai, dispar, domnule. Și ce o să-mi faci dacă nu dispar? Zii, te rog, să-ți ia în mâini. Hai că... E cam disperat. Păi nu ți-e rușine. Vede în jur numai ruși și securiști. Dumneata spui că-s cu ruși, nu eu spun. Ai halucinații. Ai băut, ai fumat ceva, probabil. E Ucraina. Зараз бачили проїжджаючи колонами на нас, так 4 машини, 5 машин, які снімали. Ну, я вас попередити, що це завтра, 2 жовтня, тут, о 14 годині, буде проходити протест. Проте наступна самому шміці вони. Я не знаю, якщо б не ми вони провели його сьогодні, але о се плек де ла аша протест. Пара рав ку вамені аште ожинс пе мина. Воно й дисперат. Звичайно ж проросійські. З орієнтиром на місцеве населення з приводу підвищення тарифів на газ. Ви вже знаєте, зараз